Vești bune pentru apicultorii ai căror stupi au fost afectați de precipitațiile înregistrate în perioada aprilie-iulie. Camera Agricolă Gorj a solicitat Ministerului Agriculturii sprijin financiar pentru crescătorii de albine. În urma unei discuții dintre reprezentanții Camerei Agricole Gorj și Ministerului Agriculturii, o situație cu apicultorii ai căror stup și familii de albine au avut de suferit de pe urma precipitațiilor înregistrate în perioada aprilie-iunie va fi transmisă la București, astfel încât statul să ofere ajutor financiar. Am avut temperaturi, alternanță de temperaturi, temperaturi ridicate, după care au fost temperaturi scăzute, am avut ploi abundente. Și, practic, aceste evenimente au avut loc exact când era înflorit salcâmul, deci, practic, albinele n-au putut să iese din stup, au consumat din ce aveau ele acolo și, practic, a trebuit să aducă îmbunătățiri cei care dețin aceste familii de albine, să ajute albinele cu sirop sau cu zahăr și ele, practic, au consumat din ce le-au dat cei care se ocupă apicultorii. Nu este pentru prima dată când apicultorii gorjeni primesc sprijin financiar din partea Ministerului Agriculturii. O să luăm legătura cu asociație. E o asociație de ceacă, asociația pentru albine. Ei am înțeles că au în jur de 2500, în jur de 3000 de afiliați, dar mai sunt și alți membri care nu sunt afiliați la această asociație. După pagubele făcute de inundații la începutul verii, guvernul a repartizat Gorjului pentru refacerea infrastructurii 9,58 milioane de lei. Ajutor din partea statului așteaptă acum și apicultorii.